Bună seara și bine v-am găsit! Iată titlurile serii. Victor Ponta a câștigat primul tur de scrutin și pornește în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni cu un avantaj de 10%. 5 dintre candidații primului tur nu au reușit să obțină la Satul Mare nici măcar 1000 de voturi. Sătmărenii s-au înghesuit la ghișee pentru a-și preschimba buletinele. Victor Ponta a câștigat primul tur de scrutin și pornește în cel de-al doilea cu un mare avantaj față de contracandidatul său, Klaus Iohannis. Prezența la vot la nivel național a fost de peste 52%, 9,5 milioane de români au mers la urne pentru a-și alege președintele. Victor Ponta a știut că a câștigat alegerile încă de la închiderea urnelor. Diferența dintre Ponta și următorul clasat se situează undeva la 10%. Ponta a mulțumit românilor care au venit la vot în număr așa de mare. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit la vot. Mă simt extrem de mândru pentru faptul că mulți români au avut încredere în proiectul meu de președinte, un proiect de schimbare după 10 ani de dezbinare și de ură, un proiect de dezvoltare a României și de afirmare a mândriei noastre și a identității naționale. Avem câteva certitudini, și anume că Victor Ponta este peste ținta pe care și-a propus-o, ținta de la europarlamentare. Asta este prima certitudine. A doua certitudine este că între primii doi candidați va fi o diferență mai mare decât orice diferență din ultimii 20 de ani. A treia certitudine, domnul Klaus Iohannis are de recuperat o diferență mai mare decât a avut de recuperat Traian Băsescu și din nefericire sau fericire, domnul Klaus Iohannis nu este Traian Băsescu, chiar dacă este continuatorul dumnealui. Liderii socialdemocrați nu s-au culcat pe ureche chiar dacă au câștigat, iar staful de campanie al premierului a rămas la datorie până dimineață pentru a realiza numărătoarea paralelă și a primit date din teritoriu. Au fost numărate și voturile venite din diaspora. Ponta a obținut un scor foarte bun în Republica Moldova, acolo unde românii își doresc integrarea în Uniunea Europeană. Ce vă pot spune? Pentru prima dată am câștigat în Republica Moldova. Victor Ponta a ieșit pe primul loc cu o diferență considerabilă față de locul 2. Numărul de voturi, care este mai mare decât în orice țară, probabil, nu știu exact, are o valoare simbolică pentru noi. Pentru Victor Ponta, votul din Republica Moldova are o valoare simbolică. Victor Ponta și-a rugat susținătorii să vină din nou la urne pe 16 noiembrie pentru a pune țara pe un nou drum. Îi rog pe toți cei care au votat pentru mine să fie încă o dată alături în 16 noiembrie, pentru că atunci putem într-adevăr să pornim pe acest nou drum de care România are nevoie după acești 10 ani extrem de răi. Victor Ponta se va întâlni marți după terminarea procesului electoral cu liderii Alianței PSD-UNPR-PC pentru a discuta strategia vis-a-vis de al doilea tur de scrutin și vor avea loc negocieri cu candidații din primul tur pentru obținerea susținerii la alegerile de pe 16 noiembrie. Din cei 14 candidați care au participat la primul tur de scrutin, au fost și 5 care nu au obținut 1000 de voturi. Cel mai modest scor în județ a fost obținut de candidatul independent Mirel Mircea Amariței, care nu a reușit să obțină nici măcar 100 de voturi. Din 14 candidați la Satul Mare, doar 5 au reușit să treacă peste pragul electoral de 3%. A obținut voturi reprezentând de mai puțin de 3% din totalul voturilor valabile exprimate. Aceasta reprezentând sub 3.000 de voturi în general. A fost în schimb și 5 candidați care nu au obținut nici măcar 1.000 de voturi din partea alegătorilor sătmăreni. La jumătatea pragului psihologic de 1.000 de alegători s-au situat Teodor Meleșcanu și Gheorghe Funar cu 0,40 și 0,42%. Mai puțin a obținut William Brânză, pentru care a optat 456 de sătmăreni. Constantin Rotaru a avut un scor electoral de 0,28%, iar pe ultimul loc a fost Mircea Amariței cu 94 de voturi, adică 0,07%. A fost bucurie mare ieri la sediul PSD după anunțarea primelor exit poll-uri. Liderii socialdemocrați de pe plan local au mulțumit sătmărenilor care s-au prezentat la urne și sunt deciși să continue campania electorală cu și mai mult aplomb pentru turul 2, ca Victor Ponta să ajungă președinte.
Peste 42.000 de voturi a obținut Victor Ponta în satul mare în primul tur de scrutin. Socialdemocrații s-au bucurat de rezultatele obținute și vor munci mult pentru a câștiga alegerile de pe 16 noiembrie. Sunt foarte bucuros, sunt foarte încrezător, sunt ferm convins că viitorul președinte al României va fi Victor Ponta. Pornim cu un avantaj, eu zic, foarte, foarte bun, dar trebuie să muncim. Și vă asigur că pentru turul 2 vom găsi resurse suficiente și suntem pregătiți ca să putem să câștigăm la nivelul județului Satu Mare, nici mă gândesc să nu câștigăm, dar la nivel național cu atât mai mult. Prezența la urne în județ a fost scăzută, o mobilizare mai mare a fost în localitățile conduse de primar ai PSD, iar spre după amiază au început aglomerațiile și în municipiu. Edile au mulțumit celor care s-au prezentat la urne și așteaptă și în cel de-al doilea tur de scrutin. Mă bucur extrem de mult că au fost sensibili la rugămintea primarului și îi asigur de tot respectul meu și de tot sprijinul meu. În continuare o să facem ceea ce trebuie să facem pentru municipiul Satu Mare. Sunt foarte mulțumit de activitatea lor și vreau să vă spun că am avut o mobilizare pentru aceste alegeri cum n-am avut probabil niciodată. Le mulțumesc în primul rând sătmărenilor pentru că au ieșit totuși în număr destul de mare la vot. Mă bucur din suflet și le mulțumesc încă o dată sătmărenilor noștri că au votat, bineînțeles, și fiecare după opțiunile pe care le-au avut, dar eu sper că majoritatea a votat pentru domnul Ponta. Liderii politici ai PSD sunt convinși că sătmărenii au înțeles faptul că Victor Ponta este cel mai calificat pentru a ocupa fotoliul de la Cotroceni. Deputatul Octavian Petric este sigur că sătmărenii din zona Codrului vor ieși din nou la vot și îl vor alege pe Ponta grație proiectelor și susținerii pe care premierul a arătat-o celor de aici. Azi mă simt foarte fericit pentru că scorul scontat pentru noi era de 37%, scorul care l-am avut la europarlamentare. După cum vedeți, am depășit 40%, este un semn că românii știu să-și aleagă reprezentanții și sperăm că în turul 2 să facem, avem un scor, să păstrăm același decalaj între primul și al doilea. După anunțarea exit polurilor, liderii social-democrați au continuat să lucreze la numărătoarea paralelă și transmiterea datelor către centru. Tânăra artistă Oana Neagu a trecut cu bine peste operație și a revenit la Satu Mare pentru a mulțumi celor care s-au implicat în campania de strângere de fonduri. Vedem în doar câteva minute cum se simte Oana. În acest sfârșit de săptămână, aproape 600 de persoane și-au schimbat cărțile de identitate. Angajații Direcției de Evidență a Populației au lucrat aproape non-stop pentru a elibera actele la timp, iar cei care doresc să se prezinte la vot să poată să-și exprime opțiunea politică. Sâmbătă, duminică, am avut program de lucru cu publicul aproape perioadă, non-stop. Ceea ce înseamnă că în data de 1.11.2014, de la ora 8.30 dimineața și până la 16.30, când s-a închis programul de lucru cu publicul, am eliberat 259 de cărți de identitate, respectiv 44 de cărți de identitate provizorii. Duminică, fiind o zi plină din nou, începând de la ora 8 dimineața până la ora 21 seara, am eliberat la fel, la solicitarea cetățenilor, 274 de cărți de identitate, respectiv 46 de cărți de identitate provizorii. Aceasta în considerentul în care, toată luna trecută, deci în luna 10-a, ne-am desfășurat activități de punere în legătate a tuturor persoanelor care sunt netransportabile și care se află în centre de plasament, respectiv în penitenciar, în arest sau în spitale, astfel încât toată lumea să poată să-și exerce dreptul de vot. În această ordine de idei, noi am organizat un număr de 16 acțiuni și am pus în legalitate un număr de 78 de persoane netransportabile. Conducerea Direcției de Evidență a Populației anunță faptul că persoanele care nu sunt transportabile sunt rugate să apeleze numărul de telefon 0261711191 pentru a solicita schimbarea cărții de identitate. Au fost obținute și scoruri record în județul Satu Mare. Așa s-a întâmplat la Racșa, unde candidatul PSD Victor Ponta a fost ales de 82% dintre alegători. Acesta a fost cel mai mare procent oferit de către un candidat în localitățile sătmărene. Victor Ponta a obținut majorități mari și în localitățile Terebești, Socond, Craidolul, Supur și Bârsău. Candidatul PSD a ieșit învingător și în orașele Negrești, Oaș, Tășnad și Ardut. O tânără tășnădeancă a fost grav accidentată de un bărbat care a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni. Tânăra de 17 ani traversa regulamentar strada când s-a trezit acroșată de șoferul care gonea pe străzile orașului fără a ține cont de regulile de circulație. În urma accidentului, victima a fost transportată de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Șoferului au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Un alt sătmăran și-a găsit sfârșitul în Italia, de această dată este vorba de un bărbat de 35 de ani originar din Gherța Mică, ce locuia de multă vreme în Udineze alături de întreaga sa familie. Acesta a suferit un accident de muncă pe șantier în timp ce era la serviciu. Ghiță Herman a căzut de la o înălțime de 5 metri și a suferit un traumatism cranian sever. Cel mai probabil și-a pierdut echilibrul și a alunecat în rezervorul de beton la cărui construcție lucra. În ciuda îngrijirii medicilor, sătmăranul nu a supraviețuit traumatismului suferit. Familia dorește ca înmormântarea să aibă loc acasă în localitatea natală Gherța. Biroul electoral județean a terminat de centralizat datele venite de la secțiile de vot din satul mare. Potrivit Bej, au fost la urne 42,82% dintre sătmăreni. Cei care au lipsit, potrivit datelor provizorii, au fost etnicii maghiari. Au votat peste 136.000 de sătmăreni, reprezentând 42,82% din alegători. Pe listele permanente au votat 124.000, iar 10.000 au fost înscriși pe listele suplimentare. 1.412 au votat cu urna mobilă. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost de 136.021, reprezentând 42,82% din totalul alegătorilor prevăzuți în copile de pe listele electorale permanente. Procesul electoral s-a desfășurat fără incidente la satul mare, asta grație seriozității de care au dat dovadă instituțiile statului. Prefectul a mulțumit atât alegătorilor cât și celor implicați în organizarea alegerilor. Apreciez faptul că totul s-a decurs în condiții aproape perfecte, să spun așa, în orice caz, în cadrul legal categoric, tot procesul. Aș vrea să mulțumesc instituțiilor, reprezentanților instituțiilor publice care au contribuit, care au participat la desfășurarea și la organizarea întregului proces electoral. Mă gândesc aici la Comisia Tehnică și membrii Comisiei Tehnice, cât a grupului de lucru tehnic, și în ultimul rând, și poate în primul rând, Bejului, membrilor Biroului Electoral Județean, doamne președinte, domnilor judecători și restul celor doamnelor judecători și ceilalți care au participat, le mulțumesc. E un efort deosebit de ieri de dimineață până astăzi într-una să stai să prelucrăm cât mai repede datele, în așa fel încât să putem și noi să declarăm închis tot procesul ăsta. O prezență mică la vot s-a înregistrat și în județele Covasna, Harghita și Maramureș. După mai bine de 4 ani, în sfârșit, asistenții sociali vor avea un contract colectiv de muncă. Anunțul a fost făcut astăzi de conducerea sindicatului Pro Autonomia, cărui lider a precizat că au început negocierile cu directorul DGASPC, Octavian Apan. Sindicatul Pro Autonomia reunește un număr de 507 persoane din totalul de 870 de angajați ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare. Potrivit Mihaelei Silaghi, Pro Autonomia este singurul sindicat în cadrul DGASPC care are reprezentativitate și care are dreptul să negocieze contractul colectiv de muncă. Doresc să vă, în primul rând, să transmit informații colegilor mei, care suntem în număr de 507 membri de sindicat din partea sindicatului Pro Autonomia, cuprinzând atât persoane care lucrează în centre cu copii cu dizabilități, adulți cu dizabilități, asistenți maternali, sediul instituțiilor, în total toate centrele, care sunt în numărul de 28, în subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. În primul rând, aș dori să promovez contractul colectiv de muncă semnat la nivel de sector pe asistență socială, care consider că este primul, care nu de mult a fost semnat la Bușteni, unde a participat la insistențele noastre și reprezentantul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului în persoana domnului Apan Octavian Vasile, care a făcut parte la negocierea contractului colectiv de muncă pe ramură de asistență socială. Sindicaliștii de la Pro Autonomia au precizat că nu se mulțumesc doar cu atât, exprimându-și dorința de a mai obține și alte beneficii. În viitor dorim, atât la nivelul județului Satu Mare, să negociem și contractul colectiv de muncă pe ramură de asistență socială la nivel local, unde vor fi trasate multe alte beneficii ale membrilor de sindicat. În primul rând, beneficii de care ei au fost privați până în momentul de față, mai ales persoanele care lucrează cu beneficiari încadrați în grade de handicap, cu copii cu dizabilități, cu persoane cu dizabilități, urmând ca în viitorul apropiat să negociem sporurile pe care ei trebuiau să beneficieze până în momentul de față, așa cum beneficiază și alți colegi de-a noștri din celelalte direcții, la nivel național. Din 2010, asistenții maternali nu au mai avut un contract colectiv de muncă prin care să le fie apărate drepturile.
Neagu rămâne cu sufletul la satul mare. Artista care a reușit să treacă cu bine peste operația de extirpare a unui tumor ne arată că orice este posibil dacă îți dorește asta cu adevărat. Oana Neagu, artista pe care echipa Nord-Vest TV și alți oameni cu suflet mare au ajutat-o să strângă banii necesari pentru operație, a sosit weekendul acesta la satul mare. Sănătoasă și cu zâmbetul pe buze, aceasta s-a întâlnit cu cei care au ajutat-o în lupta ei pentru viață. E prima dată în satul mare, e foarte frumos și pentru un piteștean să ajungă în satul mare și să înceapă să vorbească și cu accent după două zile, deci e genial. Ce să vă spun, sunt DJ, MC și sunt datoare orașului vostru. Vă sunt datoare vouă, vă sunt datoare moral, fizic și în toate felurile posibile. Ție, prietenilor noștri de aici, lui Călin Damșe, o armată de oameni care s-a mobilizat ca eu să pot să trăiesc. Campania Viață pentru Oana a început și în satul mare, acum 3 luni de zile. Mi-este foarte greu, crede-mă pe cuvânt, să vorbesc pentru că a fost o perioadă destul de dificilă, așa, pentru mine. Dar acum zâmbim și zâmbesc datorită vouă, zâmbesc datorită vouă de acasă, cei care ați fost în filarmonică atunci, cei care ați donat pentru că ați auzit. Oana a fost diagnosticată vara aceasta cu o tumoare care îi punea viața în pericol. Atunci, mai mulți artiști din județ și din țară s-au mobilizat pentru a ajuta. Unul dintre aceștia este Călin Damșe, cel care a avut inițiativa spectacolului. Mă bucur să văd pe Oana bine, sănătoasă. Mă bucur să văd că au trecut cu bine peste toată încercarea grea la care a fost supusă și acum ne bucurăm un pic, de ne plimbăm, ia, uite. În ce măsură a schimbat-o? N-am știut-o foarte bine înainte, dar cu siguranță un lucru pot să vă spun. Oana e o fată foarte pozitivă, foarte spontană, foarte, în fine, foarte pozitivă. Ăsta ar fi cuvântul, foarte pozitivă și optimistă. Nord-Vest TV și Gazeta de Nord-Vest au organizat vara aceasta pentru Oana un spectacol caritabil la care au participat 10 de sătmăreni. Suma strânsă din donații de aproape 5.000 de lei a ajutat-o pe Oana să se opereze pentru a elimina tumoarea care îi punea viața în pericol. Urmează grupajul de știri pe scurt. Surpriza pentru primul tur al alegerilor prezidențiale la noi în județ a venit din partea candidatului UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a reușit să adune doar 24.887 de voturi, adică puțin peste 18,5%. Scorul obținut de candidatul maghiar este foarte mic în comparație cu cel obținut de UDMR la europarlamentarele din acest an, când au avut peste 35%, în timp ce la parlamentare au avut 27%. Numărul alegătorilor sătmăreni care au votat pentru Kelemen Hunor în acest an este mai mic și comparativ cu cel înregistrat la alegerile prezidențiale din 2009, tot în turul întâi. Atunci, actualul președinte al UDMR a reușit să strângă peste 33.000 de voturi, adică 24,2%. Un bărbat de 64 de ani a intrat cu tractorul într-un stâlp electric. Pe fondul unei oboseli puternice, bărbatul a adormit la volan și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate din beton, pe care l-a retezat la nivelul solului. Accidentul a avut loc în Cămărzana, la ieșirea din localitate. Polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație, fiind deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă. Sătmărenii sunt invitați joi la Filarmonica Dinu Lipati de la ora 18.30 la un concert susținut de pianiștii Lavine Ardelan și Balaș Balașco. Concertul va include câteva piese muzicale de mare excepție, special orchestrate pentru sătmărenii melomani. Lavine Ardelan Dragoș a fost eleva profesoarei Ana Maria Manfredi la Liceul de Artă Aurel Pop și de 2 ani s-a alăturat în corpul didactic. În cariera concertistică a evoluat inclusiv în exoticul Liban. Conduce asociația Rezonans, care se ocupă de formarea tinerilor pianiști și popularizarea muzicii clasice. Dan Puric va vorbi despre sufletul românesc la Carei în cadrul unui eveniment dedicat tuturor celor care doresc să iasă din cotidian și să facă o introspecție asupra sinelui. Conferința va avea loc luni 10 octombrie la Casa Comunitară Sfântul Ladislau de la ora 18. Suflet românesc este tipul de spectacol One Man Show după regia și scenariul regizorului și eseistului Dan Puric. Dan Puric este actor la Teatrul Național din București. Acesta este regizor, creator și protagonist al unor spectacole de pantomimă ce l-au făcut celebru în întreaga lume. Este laureat al câtorva zeci de premii din țară și de pe Mapamond. Biletul costă 25 de lei și se poate cumpăra de la Castelul Caroi. Florin Mureșan va aduce informațiile din sport, iar Aluca Jofi ne va spune dacă și mâine vom avea parte de o zi la fel de frumoasă.
Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. ASE Livada și Fortuna Căpleni conduc în clasamentele celor două serii din Liga a patra. Din păcate, această etapă a adus și un incident la meciul de la Berveni dintre Stăruința și Krasna Moftinul Mic. În minutul 83, la 1-0 pentru Berveni, când oaspeții au egalat, arbitrul asistent a fost lovit de spectatorii localnici. Nu știm cât de șifonat a ieșit tușierul din acel incident, dar cert este că spectatorii care au făcut aceste fapte nu au ce căuta în apropierea terenurilor de fotbal, astfel că centralul a fluierat finalul jocului, iar acum comisia de disciplină va trebui să sancționeze acest act de huliganism. 10 goluri s-au marcat la Vetiș, unde Arsenal a primit 7 goluri de la Energia Negrești, gazdele reușind să puncteze de 3 ori. Iată rezultatele, etapa 10-a seria. Prietenia Crucișorul Gocea Porumbești 0-3, Voința Lazurea Sălivada 2-3, Dacia Medieș, Voința Vapsa 6-1, Arsenal Vetiș, Energia Negrești 3-7, Unirea Păulești, Someșul Cărășeu 4-0, Someșul Odoreu, Victoria Apa 5-0 în seria B, etapa 11-a, Făieniuri Ziceni 1-1, Căpleni Ciumești 7-1, Santa Opișcolt 1-1, Lucăceni Domănești 2-3, Sanislău Real Andrid 0-0, Victoria Carei, Victoria Petrești 0-2 și Stăruința Berveni, Krasna Moftinul Mic 1-0, meci întrerupt în minutul 83. Royal Dance Club Satu Mare a participat sâmbătă la Baia Mare la concursul național de dans sportiv Cupa Pro Dance, ediția a 8-a. Dansatorii de la Royal Dance Club au obținut o medalie de aur, 4 de argint și 3 de bronz. Alte 4 perechi au intrat în finalele concursului. La concursul național de dans sportiv au participat peste 200 de perechi din țară, iar Ovidiu Ignat a fost invitat și ca arbitru la această competiție. Perechile de la Royal Dance Club au avut o evoluție foarte bună la această competiție sportivă de la Baia Mare, obținând următoarele rezultate la diferite categorii de vârstă și clasă. Perechea Ciprian Marița, Oana Bumba, locul 2 la Open Basic Standard la 12-13 ani, Raul Coșcoceac, Varga Diana, locul 2 la Open Basic Latino, 16-35 de ani, Mașculic David, Roatiș Iris, locul 3 la Open Basic Latino la 16-35 de ani, Alex Pandi, Cristina Roman, locul 2 la clasa E Latino la 16-35 de ani, Patrick Cordea, Luana Arnăut, locul 6 la clasa E, 16-11 ani, Victor Lăzărescu, Cristiana Lucuț, locul 3 la clasa Hobby, 10-11 ani, Denis Deheneș, Larisa Por, locul 4 la clasa Hobby, 10-11 ani, Luca Nodi, Pugner Donca, locul 1 la precompetițional, 2 dansuri, 4-7 ani, David Lucuț, Lăzărescu Laura, locul 3 la precompetițional, 4-7 ani, Tudor Șandor, Rania Dragoș, locul 2 la precompetițional, 3 dansuri, 10-11 ani, Adrian Botiș, Mara Crăciun, locul 4 la precompetițional, 4-7 ani și Răzvan Stan, Carina Bonea, locul 4 la precompetițional, 10-11 ani. Meritul aparține atât sportivilor cât și antrenorilor Ovidiu Ignat, Varga Otto, Cordea Micle Cristian și Marius Iepure. În weekend, luptătorii de la CS Satu Mare, Cetate Arduda, au participat la două competiții importante. O parte s-au luptat pentru calificarea la finalele Campionatului Național de Copii Under 16, iar o altă parte la Mukacevo, în Ucraina, la un puternic turneu internațional. La Târgoviște, delegația condusă de Tudor Barbul și Claudiu Blaga a obținut rezultate foarte bune. 11 dintre luptători au obținut calificarea în ultimul act. La etapa de zonă au terminat pe primul loc Pavel Paul la 32 de kilograme, Marin Zaha la 35 de kilograme, Marius Bulgăr la 38 de kilograme, Andrei Buzila la 47 de kilograme, Andrei Barbul la 59 de kilograme, Gerhard Dițic la 85 de kilograme și Luca Bud la 100 de kilograme. Pe doi au terminat concursul Cătălin David la 53 de kilograme, Ionica Ștefan la 66 de kilograme, iar pe trei Raul Filip 59 de kilograme și Norbert Sucora la 100 de kilograme. Veștile bune au venit și de la Amara, unde Andreea Potochi, 57 de kilograme la lupte libere, s-a clasat pe 3 și a obținut calificarea în finală. La Mukacevo, în Ucraina, cel mai bun rezultat al delegației condusă de antrenorul Feri Sabo l-a obținut Sandor Peg, locul 3 la 63 de kilograme, în timp ce Paul Oros la 32 de kilograme a terminat pe 5. La sfârșitul acestei săptămâni, toți cei 12 calificați vor concura la finalele care vor avea loc tot la Târgoviște. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara! Chiar dacă ne apropiem încet, încet de iarnă, gradele nu coboară, ci mai degrabă urcă în termometre. Rămâneți alături de mine pentru a vă spune care vor fi minimele și maximele zilei de mâine. În peninsula iberică, în majoritatea capitalelor, cer parțial noros, doar în Roma și în Lisabona, mâine se anunță ploi. 17 grade vor fi în Budapesta, 18 în München, 20 în Roma, 12 în Madrid, 16 în Lisabona, iar în Paris 12 grade. După cum
am spus și mai devreme, în țară temperaturile cresc nițel, astfel că în Cluj, Napoca și în București vor fi 14 grade, în Constanța termometrele mâine vor arăta 13 grade, în Timișoara 16, în Brașov și în Iași 11 grade. În regiunea de nord-vest, vreme bună, 15 grade anunță meteorologii în Sălaș și în Bistrița-Năsăud, 14 grade în Satu Mare și în Cluj-Napoca, în Bihor 16 grade, iar în Maramureș 11 grade. Minimele coboară până la minus 1 grad. La noapte în județ vom avea 3 grade în zona Oașului, iar în Satu Mare, care și Tășnat, 4 grade. În județ mâine cer parțial noros și 14 grade în Satu Mare, Careș și Tășnat, iar în Negrești, Oaș, 13 grade. Atât pentru azi despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție, săptămână frumoasă! Acestea au fost principalele informații ale zilei. Ne revedem și mâine. Până atunci, să aveți o seară liniștită! Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilmann.